Nu vin aici în fața noastră pentru a critica în mod neapărat ministerul. Cel mai ușor lucru din lume în acest moment este să criticăm Ministerul Sănătății, dă bine la public, putem face câteva titluri, este cel mai vizibil și cel mai comod lucru, dar sigur că nu înseamnă că acest lucru rezolvă problema. Fac însă un reproș Ministerului Sănătății în ansamblu său că nu a acționat imediat după colectiv, după ce s-a relevat în mod clar că avem o problemă cu infecțiile intraspitalicești în sistemul de sănătate și a trebuit să vină ancheta domnului Tolontan pentru ca în sfârșit să existe această inițiativă.